În această săptămână la Mapamond creștin. Criză de credință. Potrivit unui studiu îngrijorător realizat recent, majoritatea părinților americani nu au o mentalitate biblică. Ce valori transmit ei copiilor și cum va afecta acest fapt viitorul creștinismului în Statele Unite? Cu fiul său nou născut în pragul morții, acest muzician creștin s-a străduit să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Veți vedea ce a învățat despre rolul său de tată și cum a schimbat această experiență cursul vieții sale. Susținătorii mișcării pro-viață sub asediu. Centrele maternale pentru situații de criză au fost atacate cu bombe incendiare și bisericile au fost vandalizate. Potrivit susținătorilor radicali pro-viață, acesta este doar începutul. Bun venit la această ediție a emisiunii Mapamond creștin. Potrivit unui studiu îngrijorător efectuat recent, realitatea prezentă ridică întrebări serioase cu privire la starea bisericii și viitorul ei. 67% dintre părinții americani cu preadolescenți se declară creștini. Din această cifră, doar 2% au o mentalitate biblică. Brody Carter de la CBN vine cu detalii despre ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru biserică. Dacă ar muri azi, majoritatea părinților cu copii mici din America nu ar ajunge în cer. Este o afirmație îndrăzneață care are la bază un studiu condus de mult apreciatul cercetător creștin George Barna. Studiul sugerează că părinții americani se confruntă cu o dilemă. Majoritatea oamenilor mor cu aceeași mentalitate pe care au avut-o la vârsta de 13 ani. Acesta este motivul îngrijorării lui Barna, care pune accent pe importanța împărtășirii unei mentalități creștine cu copiii. Potrivit studiului, deși 67% dintre părinții americani cu copii preadolescenți se declară creștini, doar 2% au o viziune biblică. Ei nu cred că Biblia e de încredere adevărată sau relevantă în viața lor. Ei nu-L văd pe Dumnezeu așa cum e prezentat în Biblie. Este foarte relevant dintr-o perspectivă creștină și dintr-o perspectivă a mentalității creștine. Dar ca și realitate e trist, însă nu este o surpriză. Potrivit cifrelor, doar 1% dintre părinții catolici și protestanți au o mentalitate biblică față de doar 9% dintre părinții evanghelici, carismatici și membrii bisericilor non-denominaționale. Această tendință e în declin de mai bine de 25 de ani și ea continuă după fiecare generație adultă. Având în vedere că părinții mileniali formează majoritatea, Barna se teme că această tendință se poate înrăutăți, deoarece e mai puțin probabil ca ei să aibă o mentalitate creștină. Această generație are nevoie de mai multă atenție și de mult ajutor. Ei nu sunt interesați de ceea ce spune Biblia și nu acceptă să li se impună principii biblice. Ei acceptă mai degrabă conversațiile lungi și necritice. Potrivit studiului, există multe motive pentru aceste rezultate, printre care divorțul, laicizarea știrilor, a artei și a lumii divertismentului. În plus, școlile publice și legile guvernamentale promovează o cultură în care înțelepciunea și adevărul biblic nu se pot dezvolta. Cultura a transmis cu succes mesajul de a trăi liber, fără limite și fericiți și că oamenii au dreptul la multe lucruri. În cele din urmă, am creat o cultură bazată pe consum. Dr. Danny Heurta de la Focus on the Family se dedică sprijinirii familiilor pentru a-L cunoaște și a trăi într-o relație cu Isus Hristos. Aceasta este o oportunitate, un semnal de alarmă pentru biserică de a ne asigura că predicăm adevărul Scripturii, că ne întoarcem la principii și credem tot ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu a dovedit că acesta nu ar spune adevărul. Părinților care simt că nu sunt la înălțime în acest domeniu, le recomandăm să poarte conversații despre credință cu copiii lor, să le vorbească despre limitele impuse de Biblie și să implementeze aceste principii. El a mai adăugat că va fi nevoie de practică. Cartea mea, The Seven Traits of Effective Parenting, se bazează pe cercetare și vorbește despre lucrurile pe care se poate concentra părintele, fără să încerce să controleze copilul, ci să inspire acest comportament copilului. E vorba de influență și asta începe cu părintele. Drept urmare, creștinismul dispare din cultura americană? Asta ar însemna că Dumnezeu a renunțat la America, însă mai avem o rămășiță de 15 milioane de adulți în țară care au o mentalitate biblică. E o rămășiță foarte mare. Așadar, Dumnezeu poate transforma, cu siguranță, prin ei această cultură. So God could certainly use them to turn around this culture. În minutele care ne stau înainte, vă invităm să urmăriți un interviu realizat de George Thomas de la CBN cu Dr. Courtney Becker, decanul Universității Regent. Vă mulțumesc pentru prezență. George Barna a spus, creștinii mor cu aceeași mentalitate pe care au avut-o la vârsta de 13 ani. Sunteți de acord cu această afirmație? De ce suntem în această situație? Din nefericire, vedem un eșec în ceea ce privește părtășia în familie, în ce privește abilitatea părinților de a-și împărtăși credința, însă, în cele din urmă, nu putem da ceea ce nu avem. Chestiunea formării este de o importanță cheie și sunt de acord cu asta, însă nu ar trebui să fie așa. Da, cum ați defini mentalitatea biblică care se erodează în cultura noastră? În Vechiul Testament, când Dumnezeu a dat legea și această viziune a sfințeniei, a afecțiunii, a existat un sumar al legii prin care ne arată cum are loc această transformare a mentalității biblice, care se numește Shema și care spune, ascultă Israele. Asta înseamnă să vă opriți și să ascultați de Dumnezeu, să ascultați de cuvântul Său și veți afla că Dumnezeu e desăvârșit, e sfânt și îl veți iubi cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul vostru. Apoi spune să vorbiți cu copiii voștri când umplați, când stați la masă și asta lipsește în zilele noastre. Vorbim despre o transformare radicală, însă, în mod practic, cum poate un creștin să înceapă să treacă printr-o transformare pentru ca procesul să prindă rădăcini în inimile noastre? Fiecare părinte creștin, fiecare individ creștin trebuie să-și promită că va petrece timp citind Cuvântul lui Dumnezeu. Este vorba de aspectul de a asculta, de a auzi ce are Dumnezeu de spus. Nimic nu ne transformă mai mult decât citirea Cuvântului lui Dumnezeu și rugăciunea ca răspuns. Într-o astfel de situație, dacă nu predăm aceste adevăruri biblice copiilor noștri, atunci ce efect va avea acest lucru asupra viitorului bisericii? Barna a spus că Dumnezeu nu va fi persoana non grata în societatea noastră, însă cum va afecta acest fapt viitorul bisericii noastre? Este o tendință foarte periculoasă, deoarece credința e mereu la o generație distanță de a fi pierdută. Însă avem nevoie de o trezire spirituală și fiecare trezire spirituală a început cu recâștigarea disciplinei părtășiei în familie. Nu putem da ce nu avem. Așadar, când are loc o trezire spirituală a închinării în familie, a rugăciunii în familie, a discuției în familie despre credință, lumea noastră se poate schimba. Vă mulțumesc, Dr. Becker, pentru părerea dumneavoastră. Iată povestea unui tată care a luptat pentru viața fiului său înainte ca el să se fi născut. Recent, Charlene Aaron, de la CBN, a stat de vorbă cu fostul solist al formației creștine Sanctus Real despre experiența sa și despre modul în care el îi încurajează și pe alți tați să lupte pentru familiile lor. După ce fiul lui Matt Hemit a fost diagnosticat cu o boală cardiacă gravă încă din pântece, medicii au sugerat avortul, însă Matt și soția lui au ales viața. El îi îndeamnă și pe alți bărbați să lupte pentru viață și pentru familie. În data de 9 septembrie 2010, micul Bowen s-a născut cu sindrom hipoplastic cardiac stâng. Peste 30% dintre copiii care se nasc cu această afecțiune nu apucă să împlinească 5 ani. Tatăl său s-a simțit neajutorat. Tot ce am putut face a fost să așteptăm și să ne rugăm și am încercat să ne găsim nădejdea în Domnul. 5 zile mai târziu, Bowen a fost supus primei operații pe cord deschis. În acea noapte a primei operații a avut ceva complicații până la punctul în care ne-au sunat să ne spună că inima sa a încetat să mai bată. Luni de-a rândul am sperat și am crezut ca tată și am dat tot ce am avut și m-a rugat pentru acel miracol și acea schimbare decisivă. Așadar am fost șocat când am fost sunat atunci în mijlocul nopții. Criza medicală a lovit chiar la apogeul carierei lui Matt ca membru al formației creștine Sanctus Real. A fost un test al credinței. El a întrebat pe Dumnezeu de ce se întâmplă toate astea familiei sale. În acea perioadă, Sanctus Real ne-a adus la apogeul carierei noastre cu cântecul Lead Me de la radio. A fost cântecul nostru care a avut cel mai mare succes. Pentru mine a fost momentul să înțeleg acele întrebări ca tată și să înțeleg cum să lupt pentru fiul meu prin rugăciunile mele și prin sprijinirea lui și a soției. În mod miraculos, Bowen, care în data de 9 septembrie 2021 a împlinit 11 ani, după 3 operații pe cord deschis, e o inspirație pentru mulți prin muzica sa. Mulțumitor pentru însănătoșirea sa, Matt se implică în mod activ în mișcarea pro-viață. Slujește ca ambasador cu Save the Storks, un grup care oferă speranță și putere celor care se confruntă cu sarcini neplanificate. Mă gândesc la toate femeile și la toți bărbații tineri care se află la medic și cărora li se spune soluția cea mai bună ar fi să renunțați la paternitate sau la maternitate și să vă trăiți viața mai departe. Asta nu înseamnă susținere. Susținerea înseamnă să spui, puteți alege viața pe care v-a dat-o Dumnezeu, puteți fi mamă sau tată așa cum v-a chemat Dumnezeu. And you can be a father, the father that God has called you to be. Oh, I can hear her saying, între timp, Lead Me, cântecul cel mai popular al formației Sanctus Real, care vorbește despre un bărbat care trebuie să petreacă mai mult timp cu familia sa, l-a determinat pe Matt să părăsească grupul în 2016. În urma acestei decizii, el a devenit un soț și un tată mai bun. Am văzut intențiile mele bune ca tată. Am văzut că au fost multe lucruri pe care am vrut să le fac ca tată. Cred că atunci m-am maturizat cu adevărat când am înțeles că e bine să ai intenții bune, dar nu au nicio valoare până nu treci la acțiune. Acesta e un mesaj pe care acum îl împărtășește cu alți tați. Celebrați chemarea voastră de tată și treceți la acțiune. E cea mai măreață muncă pe care o facem în viața noastră, pe lângă a-L urma pe Hristos și a iubi femeia pe care Dumnezeu ne-a scos-o în cale. And loving the woman that He's put in our lives. Închideți-vă ușile sau deveniți ținte. Radicalii pro-avort au făcut această amenințare și au declarat că, cităm, s-a deschis sezonul în ceea ce privește centrele maternale de criză din America. Avertizarea a venit printr-o declarație făcută sub numele de Răzbunarea lui Jane. Acele cuvinte s-au găsit în locurile unde au avut loc atacuri împotriva centrelor maternale, bisericilor, grupurilor pro-viață. Le puteți vedea și în această înregistrare. Declarația spune, cităm, nu suntem doar un grup, ci mai multe. Și-au revendicat atacurile pentru mai bine de 10 orașe. Declarația continuă, cităm, de acum înainte, orice grup pro-viață care își va închide ușile și nu mai funcționează, nu va mai fi o țintă, însă dacă o faceți, sezonul e deschis și știm unde vă desfășurați activitățile. FBI a declarat că investighează atacurile și le consideră acte de terorism domestic. Convenția Southern Baptist, care este cea mai mare denominație protestantă, și-a ținut întrunirea anuală în această săptămână. Convenția a luat măsuri semnificative pentru a aborda abuzul sexual. Au ales un președinte nou. Heather Seals de la CBN vine cu mai multe detalii despre pastorul Bart Barber și despre viziunea sa legată de viitor. Urmăriți! Barber a vorbit în mod deschis și a spus despre lupii prădători care vânează oile în bisericile Southern Baptist. Prădătorii sexuali s-au folosit de politica decentralizată pentru a transforma bisericile noastre în locuri de vânătoare. Acum, congregația Southern Baptist a semnalat că e pregătită pentru reforme. E timpul ca membrii Southern Baptist să înțeleagă că forma noastră de conducere va acționa cu promptitudine pentru a avertiza prădătorii că bisericile Southern Baptist sunt un loc periculos pentru ei. La prima conferință de presă, Barber a vorbit despre planul de a lupta împotriva prădătorilor, în timp ce a recunoscut în mod sincer un alt pericol pentru denominație, conflictele interne. Prin toate mijloacele cu care am slujit în cadrul Southern Baptist, au rămas leziuni prin toate mijloacele. Totuși, Barber e cunoscut pentru optimismul său neobosit, care se poate simți în persoană și online. Are o atitudine pozitivă, încurajatoare. Bart scoate telefonul din buzunar și realizează zilnic câte un video. Jared Wellman, președintele Comitetului Executiv, spune că transparența convingătoare a lui Barber ar putea contribui la unificarea convenției și la crearea unui model diferit de conducere, cu cineva adânc înrădăcinat în viața unei biserici mici. Vedem o schimbare culturală în convenție, unde unii vorbesc despre o mișcare a bisericilor mici, unde există mai multă intimitate. Bart rezonează cu mai mulți din noua generație a congregației Southern Baptist. Acest pastor care vine dintr-o biserică mică și-a propus să reducă mult călătoriile făcute de obicei de președinți. El și-a propus să pună capăt diviziunii congregației Southern Baptist. Să ripostezi pentru a încerca să îi controlezi nu rezolvă problema. Într-o țară erodată de pandemie, de politică și de atacurile armate în masă, el e ferm convins că niciodată nu au existat vremuri mai prielnice pentru vestirea Evangheliei. Prioritatea lui Barber este să numească un grup operativ care să investigheze abuzurile. El a promis că va întruni cât mai repede un grup care va recomanda reforme noi congregației Southern Baptist. Convenția a mai prezentat noi grupuri de misionari care vor sluji peste hotare. Misionarii au promis că vor continua să vestească Evanghelia în întreaga lume. Se spune despre cunoscutul evanghelist Dwight Moody că ar fi predicat în fața a mai bine de 100 de milioane de oameni în timpul vieții sale. Acum oamenii din întreaga lume pot vedea viziunea sa legată de evangelizarea globală. Mark Martin de la CBN ne va prezenta centrul spiritual care se află în locul unde s-a născut pastorul evanghelist. În timp ce D.L. Moody a slujit în întreaga America și în străinătate, el și-a trăit o mare parte din viață pe această proprietate pitorească din Northfield, Massachusetts. Moody s-a născut și a crescut aici, a fondat seminarul Northfield pentru doamne tinere și este de asemenea înmormântat pe această proprietate. Mulți oameni vin din întreaga lume pentru a vizita mormântul lui D.L. Moody și pentru a omagia lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin el, aceea de a vesti Evanghelia în lume. Potrivit unei estimări, el a vestit Evanghelia lui Isus Hristos în rândul a 100 de milioane de oameni. Emmett Mitchell a fondat această organizație pentru a duce mai departe moștenirea sa. Misiunea centrului D.L. Moody este una simplă. Am dus mesajul lui D.L. Moody și l-am vestit în rândul acestei generații. Mesajul evangelizării este acela de a aduce oameni la Hristos. Cum facem asta? Suntem niște convocatori. Aceasta este o locație minunată pentru pastori, mai ales în New England, unde se pot întruni. Centrul D.L. Moody e dotat cu 10 clădiri care se extind pe 84 de hectare în partea de vest a statului Massachusetts. Clădirea din spatele meu e locul de naștere a lui Moody. Liderii centrului spun că acest campus este o destinație pentru reînnoire spirituală. Însăși proprietatea propriu-zisă e un loc unde oamenii pot să vină fără să fie distrași. Vrem ca necreștinii și creștinii să vină aici și să petreacă timp cu Domnul și să-L găsească pe Domnul și să simtă o împlinire, ceva special cu Duhul Sfânt atunci când sunt aici. Misiunea celor de aici e să simtă trezirea spirituală prin provocarea și pregătirea creștinilor pentru a putea vesti Evanghelia prin cuvintele și acțiunile lor. Pe lângă locurile liniștite și de întâlnire, vizitatorii se pot bucura de o plimbare de rugăciune audio autoghidată. Mulți credincioși vin și participă la plimbarea de rugăciune. Acea plimbare de rugăciune are menirea să le dea informații de bază despre identitatea lui D.L. Moody, despre aceste clădiri, despre diversele locații și care a fost semnificația lor. De asemenea, vestește Evanghelia la fiecare pas. Vorbitorii și muzicieni cunoscuți pe plan național au vizitat de asemenea acest centru care a găzduit 50.000 de vizitatori și oaspeți în ultimii ani. Studenții Facultății Baptiste din Boston au venit aici când au învățat despre viața lui D.L. Moody. Este incredibil să înveți despre cineva ca el și să auzi și să citești despre influența pe care a avut-o. Însă e ceva diferit și influența sa e și mai mare când ajungi să vezi asta, să vezi schimbările pe care le-a făcut, clădirile pe care le-a clădit pentru a predica lumii și pentru a da Evanghelia altora. Președintele facultății, părintele David Meltron, a venit aici prima dată în studenție. Mă entuziasmează să văd modul în care Dumnezeu adună chiar și acum atât de mulți oameni aici. Din câte știu eu, într-o generație sau două, acesta a devenit un loc unde creștinii pot să vină și să redescopere rădăcinile noastre și să se reconecteze la vremurile importante ale lucrării lui Dumnezeu. Unele dintre cele mai importante voci ale credinței creștine în era modernă au vorbit chiar în această sală, unde ne aflăm acum. Spencer speră să ofere o experiență asemănătoare unei vizite la muzeu în următorii 2 ani. Trebuie să folosim clădirile existente pentru ca cei care se plimbă pe proprietate să aibă parte de un muzeu, de un campus și de Evanghelie. Dorim să facem în așa fel încât să le fie greu să-L ignore pe Domnul. Centrul D.L. Moody mai sponsorizează și campania anuală online intitulată Go Dark, Shine Bright, care implică post, rugăciune și împărtășirea credinței pe rețelele de socializare. După ce a promis în timpul campaniei sale că va izola Arabia Saudită din cauza nerespectării drepturilor omului, președintele Statelor Unite, Joe Biden, se va întâlni cu prințul moștenitor în timpul vizitei sale în regiune. Israelul speră ca vizita lui Biden în regiune, care începe cu o oprire în Ierusalim, va îmbunătăți relațiile dintre Israel și Regatul Saudit. Faptul că președintele va merge de aici direct în Arabia Saudită probabil înseamnă că există o legătură între cele două vizite și există posibilitatea îmbunătățirii relațiilor în regiune. În timp ce Israelul și Arabia Saudită nu au legături oficiale, ele consideră Iranul un dușman comun. În timp ce crește prețul țițeiului și cresc și îngrijorările privind programul nuclear al Iranului, Casa Albă consideră că e timpul să colaboreze cu Arabia Saudită. Ne mutăm în Iran, unde oamenii de știință au închis camerele de supraveghere plasate pe site-urile nucleare din întreaga țară. Astfel, lumea nu va mai putea vedea ce se întâmplă în interior. Știrea a fost emisă de o agenție de supraveghere nucleară ONU, care ne avertizează că în curând Iranul va avea destul material nuclear pentru a realiza o bombă nucleară. La Capitoliu, noua legislație bipartizană a cerut legea de apărare, care caută să unească Israelul și națiunile arabe împotriva Iranului. În timp ce arheologii făceau săpături în Galileea, au descoperit o fermă de 2000 de ani. Această fermă antică, pe care o vedeți pe ecran, datează de pe vremea dinastiei Hasmoneilor, o dinastie evreiască care a condus Iudeea înainte ca Isus să fi trăit pe pământ. Potrivit arheologilor, descoperirea acestei ferme este fără precedent, deoarece până acum nu s-au descoperit rămășițe ale dinastiei Hasmoneilor în Galileea. Emisiunea Mapamond creștin se încheie aici. Mai multe știri puteți găsi pe site-ul nostru, pe pagina de Facebook și pe YouTube. Nu uitați, continuăm să ne rugăm pentru Ucraina, pentru ca Dumnezeu să se îndure de țară și de locuitorii ei. Sunt Ciprian Burghelea și până data viitoare vă spun la revedere și Dumnezeu să vă binecuvinteze!